Încercarea de a dezlega enigma rostului și rolului suferinței se aseamănă cu învățarea unei limbi străine. Citești o pagină de carte într-o limbă necunoscută și recunoști poate două, trei cuvinte. În acel moment, nu arunci cartea și spui: cartea aceasta este un nonsens, n-are nicio logică. Nu faci asta, ci mai degrabă spui: recunosc câteva cuvinte pe aici, pe acolo. Sunt convins că și restul are sens. Și într-o zi, când am să învăț limba, am să înțeleg pe de-a întregul. Exact așa este și cu noi. Exact așa, pe aici, pe acolo, Habacuc și noi împreună cu el, am înțeles câteva cuvinte din limba aceasta necunoscută a lui Dumnezeu pe tema suferinței provocate de pedepsele sale. Chiar dacă nu am înțeles totul, pentru că recunoaștem câteva rațiuni în modul lui Dumnezeu de raportare la om, înțelegem că și restul are sens, doar că nu-l prindem încă, încă nu cunoaștem limba pe deplin. Pentru partea neînțeleasă, ne încredem în suveranitatea și în dreptatea lui Dumnezeu. Pentru partea în care nu avem lumină, suntem în întuneric, în această complexă problemă a suferinței umane, ne încredem că odată, când vom învăța limba, vom pricepe și restul. Nu aruncăm cartea la gunoi spunând n-are niciun sens, pentru că recunoaștem două, trei cuvinte, două, trei rațiuni, avem două, trei explicații. Ne încredem că atunci când vom cunoaște limba, vom pricepe mai mult. Are voie un om să chestioneze justeția hotărârilor lui Dumnezeu? Aceasta este problema pe care o ridică scrierea lui Habacuc. Răspunsul este da. Omul are dreptul să întrebe. Dar răspunsul pe care îl va primi de la Domnul va mări uneori și mai mult neînțelegerea lui. Mintea noastră limitată în timp și spațiu nu poate pătrunde justeția întreagă a planurilor lui Dumnezeu în istorie. Suferințele neînțelese de astăzi vor fi cu siguranță explicate de Dumnezeu în ziua aceea. Până atunci, ne spune Habacuc, cel neprihănit va trăi prin credința lui. Declarația de la sfârșitul prorociei lui Habacuc este o declarație de credință. Ascultați-o, Habacuc capitolul 3, începând cu versetul 17. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele care cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Astfel se încheie prorocia lui Habacuc, cu această declarație de credință. De fapt, cuvintele acestea exprimă esența credinței. Este un ecou, o aplicație a afirmației făcute de Dumnezeu în Habacuc 2:4. Cel neprihănit va trăi prin credința lui. Ce înseamnă această frază atât de cunoscută? Cel neprihănit va trăi prin credința lui. Pentru o înțelegere cât mai bună acestui concept, să vedem ce înseamnă această expresie în contextul lingvistic ebraic al Vechiului Testament. Noul Testament construiește pe Vechiul Testament, așa că conceptul nou testamentar de credință trebuie să-și ia înțelesul din semnificația vechi testamentară. Între cele două există o continuitate de înțeles. Cuvântul credință, ca și substantiv, apare doar de două ori în Vechiul Testament. Odată apare în Maleahi 2:15. Unde spune așa: luați seama dar în mintea voastră și nici unul să nu fie necredincios neveste din tinerețea lui. În alte traduceri, nici unul să nu rupă credința față de
nevasta tinereții lui. Observați, credință în înțelesul vechi testamentar înseamnă credincioșie, fidelitate. Este folosit aici în contextul soțului și soției care stau împreună, fidel unul altuia, la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie. Apoi, al doilea loc unde apare cuvântul credință ca și substantiv în Vechiul Testament este în Exod 17, unde spune așa, versetul 2. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el, el a șezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta, și mâinile lui au rămas întinse până la asfințitul soarelui. Întâmplarea o știm cu toții. Amalek a atacat mișelește poporul pe la spate. Cum spune textul Scripturii, fără nicio teamă de Dumnezeu, s-a aruncat asupra ta, pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se târau la coadă când erai obosit și slăit de puteri. Spune textul în 25, Deuteronom 25, versetul 18. Așa că Iosua este trimis să facă război cu ei. În bătălia împotriva amaleciților, Iosua era tare când Moise avea mâinile ridicate. Când le lăsa în jos, amaleciții erau mai tari. De ce imaginea cu mâinile ridicate? De ce această joacă? Nu putea Iosua să-i bată direct? Sigur că putea. Dar și aici este o imagine puternică, simbolică. Simbolurile vizuale au forță în comunicare. De ce jocul cu mâinile ridicate? Auziți de ce? Exod 17 cu 16. El, Moise, a zis, pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, vorbește despre amaleciți, Domnul va purta război împotriva lui Amalec din neam în neam. În alte cuvinte, după cum Amalec și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Moise și-a ridicat mâinile înaintea scaunului de domnie al Domnului. Și în acest context apare cuvântul credință ca și substantiv. Unde? Aici. Aron și Hur îi sprijineau mâinile unul de o parte, iar altul de alta. Și ar putea fi tradus așa. Și mâinile lui au rămas întinse până la sfințitul soarelui, sau mâinile lui au rămas în credință până la sfințitul soarelui. În alte cuvinte, credința, în limbajul vechi testamentar, înseamnă și a ținea, a rămâne întins, a persevera, a sta agățat. Credința nu este un pas, ci o serie de pași, o acțiune în curs de desfășurare. Credința este ceva ce continuă să se dezvolte, este ceva ce ține și nu se oprește. Pasul credinței făcut acum 10 ani nu folosește umblării tale de azi, dacă te-ai oprit din ea. Nu este un moment, o decizie luată odată în viață, cândva, ci credința înseamnă atârnare continuă de Dumnezeu. Mâinile lui au rămas în credință până la sfințitul soarelui. Credința mântuitoare este credința care te ține agățat de Dumnezeu. Când babilonienii invadează, când întunericul îți acoperă țara și viața, credința este cea care te ține strâns de Dumnezeu, care nu se lasă de El, care continuă să știe că există un Dumnezeu drept, căruia nu i-au scăpat lucrurile de sub control. Acesta este înțelesul credinței. Și atunci cel neprihănit va trăi prin păstrarea credinței în Dumnezeu, prin rămânerea în credincioșie față de El, prin păstrarea fidelității față de El, indiferent de circumstanțele prin care trece. Cel neprihănit va trăi pentru că se ține atârnat de Dumnezeu. Chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura de Domnul, mă voi bucura de Dumnezeul mântuirii mele. În ciuda
oricăror încercări, eu mă voi ținea atârnat de Domnul și de aceea cel neprihănit va trăi prin credința lui, pentru că se ține atârnat de Domnul. Apoi fraza din Habacuc 2:4, cel neprihănit va trăi prin credința lui, este preluată de Noul Testament în trei locuri. Odată apare în Galateni 2:16. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Neprihănirea nu se câștigă prin păzirea poruncilor, ci prin credință. Ține de Dumnezeu, nu de capacitatea mea de a asculta, pentru că nu pot ține poruncile de unul singur oricum. Această înțelegere a credinței este foarte importantă, pentru că prea mulți oameni o înțeleg ca fiind un soi de bilet de autobuz pe care îl primești odată cu convertirea și apoi nu ai altceva de făcut decât să stai în stație și să aștepți autobuzul care te va duce în glorie. Singura credință care mântuiește este credința care te ține strâns de Dumnezeu în fiecare zi. Celelalte două locuri din Noul Testament, unde se menționează expresia lui Habacuc, clarifică și mai mult conceptul credinței. Romani 1:17. Deoarece în ea, în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Ați observat? Prin credință și care duce la credință. Adică o credință de la început până la sfârșit, spun alte traduceri. Credința care te mântuiește este credința care o ai pe patul morții, care a crescut în fiecare zi, care a perseverat de la începutul până la sfârșitul ei. Acea credință te mântuiește. Când ți-ai pierdut credința, ai pierdut și neprihănirea, îndreptățirea ta în Hristos. Credința, din fericire, o poți recâștiga. Dar în esența ei, credință înseamnă fidelitate, ținere strânsă de Dumnezeu. Nu cei care au început, ci cei care au sfârșit în credință sunt mântuiți, vor trăi veșnic. Fecioarele care au rămas fără ulei în candelă nu au intrat la nuntă. Deși au început și ele bine, dar nu au continuat bine, au rămas fără ulei. Au început în credință, dar nu au sfârșit în ea. Credința care mântuiește este credința care perseverează până la sfârșit. A crede este un proces, nu un act de moment. Credința ta poate începe acum și dacă te ții de el până la sfârșit, vei trăi. Cuvântul credință în Evanghelia după Ioan apare mereu la prezentul continuu. De exemplu, în cel mai cunoscut verset al Scripturii, Ioan 3:16, oricine crede în el, este oricine începe și continuă să creadă, oricine începe și continuă să se țină de mine, nu va pieri, ci va avea viață veșnică. Și al treilea loc în Noul Testament unde apare expresia cel neprihănit va trăi prin credință, este în Evrei 10:37. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Încă puțină, foarte puțină vreme și Iisus Hristos va veni. Așa că cel neprihănit va trăi prin fidelitatea față de el, prin ținerea de el, prin perseverență în credință. Dar dacă dă înapoi, se va pierde. Și atunci, dacă credința, așa cum este ea înțeleasă de Dumnezeu, este cheia mântuirii noastre, nu-i de mirare că această credință este sub asediul celui rău, că se dă o luptă pentru nimicirea ei, pentru întreruperea ei. De obicei, noi considerăm că dacă mintea omenească a acceptat la un moment dat un lucru ca fiind adevărat, va continua în mod automat să-l socotească adevărat. În alte cuvinte, considerăm că mintea omului este condusă în întregime de rațiune. Dar nu e așa. Din păcate, nu e așa. Să vă dau un exemplu. Rațiunea mea este convinsă că anestezia funcționează și nu mă omoară.
Rațional știu lucrul acesta. Și totuși, atunci când ni se pune masca pe față sau când primim injecția în coloană, fiecare om simte o anumită teamă. În el se instalează o anumită emoție. Începem să ne gândim, dacă mă voi asfixia, dacă n-au folosit concentrația potrivită, dacă n-au calculat bine cantitatea de anestezic potrivit dimensiunilor corpului meu, dacă inima nu mi-a fost bine verificată și nu va ține. Cu alte cuvinte, se dă o bătălie pentru credința mea în anestezie. Nu rațiunea îmi fură credința, dimpotrivă. Credința mea este bazată pe rațiune. Imaginația și emoțiile mele sunt cele care îmi fură credința, nu rațiunea. Bătălia este dată între credință și rațiune pe de o parte și imaginație și emoții de cealaltă parte. Și atunci, ce este credința? Credința este arta de a rămâne lângă lucrurile pe care rațiunea le-a acceptat cândva, de a fi statornic în ciuda emoțiilor schimbătoare, de a te ține de Dumnezeu indiferent ce. Și Evrei 11 cu 1 o spune așa de clar. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credința înseamnă a vedea lucrurile invizibile, nu inexistente, spunea Tozer. Unii înțeleg conceptul de credință ca fiind o încredere neclintită în lucruri care de fapt nu există. Nu e așa. Credința biblică îl crede, ia de bună afirmația lui Dumnezeu când spune că există o realitate pe care nu o putem vedea. Și trăiește în ascultare de Dumnezeu, indiferent de circumstanțele vieții. Nu se lasă de Dumnezeu, indiferent de greutățile și ispitele vieții. Asta înseamnă a trăi prin credință, nu prin vedere. Ce nu este credința? Credința nu este un salt orbesc în întuneric. Unii oameni sunt de părere că trebuie să ignore logica și rațiunea pentru a crede în Dumnezeu. Nu e așa. De fapt, credința în acest sens se aseamănă cu credința prin care trăim în fiecare zi. Nu e așa? Mergem la un doctor pe care nu-l cunoaștem, nu știm cât de bun a fost în facultate, cât de bine a învățat, etc. Nu l-am văzut în viața noastră. Dar mergem la el. E un soi de credință aici. Ne dă o rețetă ilizibilă și credem, nu e așa, că farmacistul o va înțelege. Și o duce la farmacist. Și dacă cumva reușim să distingem totuși literele, nu fac niciun sens puse la oaltă denumirile acelea. Ne ducem la farmacist pe care nu l-am văzut niciodată și nu putem avea siguranța absolută că ne dă medicamentul de pe rețetă. Și totuși, luăm medicamentul prin credință. De fapt, o mare parte a vieții ne-o trăim printr-un soi de credință. Când apeși pe întrerupătorul de pe perete, o faci cu credința că se va aprinde lumina. Când răsucești cheia în contactul mașinii, o faci cu credința că motorul va porni. Altfel n-ai răsucit cheia. Când pui o scrisoare la poștă, o faci cu credința că ea va ajunge la destinație. Observați, acest gen de credință nu este irațională, nu este un salt în întuneric, se bazează pe anumite argumente, pe o anumită doză de rațiune. Așa este și cu credința de care vorbește Scriptura. Credința nu este un salt orbesc în întuneric. Ce nu mai este credința? Credința nu este abilitatea de a-L manipula pe Dumnezeu. Ceva care îl forțează pe Dumnezeu să facă ce vrem noi. Credința nu este un medicament magic pe care dacă îl folosești cum trebuie, obții ce vrei. Nu. Ce nu este credința? Credința nu este aderarea la un set de reguli și doctrine. Credința este o relație cu un Dumnezeu personal, o ținere de El. Credința autentică conduce la închinare. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Te conduce credința ta la închinare înaintea lui Dumnezeu? Ce îi oferă credința ta lui Dumnezeu?
Credința autentică conduce la umblare cu Dumnezeu. Și uitați-vă la Enoch. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Cum arată umblarea ta cu Dumnezeu? Te întreabă Enoch. Credința autentică înseamnă conduce la închinare. Credința autentică conduce la umblare cu Dumnezeu. Credința autentică conduce la fapte. Uitați-vă la Noe. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape casa. Credința autentică conduce la fapte. Credința este rădăcina faptelor. O rădăcină care nu produce ceva este moartă. Îți poți arăta credința din faptele tale? Poate te întreabă Noe, îți poți arăta credința din faptele tale? Credința autentică ne conduce la răbdare, la așteptarea răbdătoare. Uitați-vă la Avram. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit el și s-a așezat în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era a lui. Și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitor cu el ai aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temeliile tari, al cărei meșter și zitor este Dumnezeu. Credința autentică te conduce și la acea așteptare răbdătoare a ce are Dumnezeu pentru tine. Credința. Ce nu mai înseamnă credința? Credința nu înseamnă o viață mai ușoară, ci una mai bună. Credința nu este lipsa necazurilor. Priviți la Habacuc. Credința măsoară viața cu o altă unitate de măsură decât ne-am aștepta unii dintre noi. Noi deseori trăim focalizați pe incidentele vieții în loc de a privi la esența vieții. Deseori trăim focalizați pe condițiile în care trăim și nu pe caracterul ce-l avem. Noi deseori trăim focalizați pe posesiunile noastre și nu pe dispozițiile noastre. Noi deseori trăim focalizați pe trup și nu pe suflet. În alte cuvinte, noi ne dorim o credință care să ne asigure confortul. Dar credința nu ne protejează de situațiile neplăcute ale vieții, ci de efectul nociv al situațiilor neplăcute. Credința ne păzește de îmbolnăvirea sufletului, nu de îmbolnăvirea trupului. Credința înseamnă să te ții de Dumnezeu, chiar când trupul tău suferă. Credința nu elimină eșecurile, ci descurajarea ce poate izvorâ din eșecuri. Credința nu împiedică rănile ce le-am putea primi, și gândurile de răzbunare ce se pot naște din rănile primite. Credința nu blochează durerile, ci cârtelile ce se pot naște din durere. Credința nu elimină dezamăgirile, ci amărăciunea ce se poate naște din dezamăgire. Credința nu dă la o parte dificultățile vieții, ci frica ce se poate naște din dificultăți. Credința nu ne asigură succesul, ce ne asigură împotriva mândriei ce se poate strecura în urma succeselor. Credința nu ne asigură bogăția, ci ne asigură imunitatea împotriva materialismului ce se poate naște din bogăție. Credința scurge otrava din orice necaz, elimină împunsătura oricărei pagube, stinge focul oricărei dureri. Aceștia sunt munții cărora le spunem să se arunce în mare. În felul acesta, cel neprihănit va trăi prin credința lui. Credința creștină este ca și o măreață catedrală cu vitralii divin pictate. Dacă stai afară, nu-i vezi adevărata glorie și nici nu ți-o poți imagina. Stând înăuntru însă, fiecare rază de lumină își descoperă o armonie de splendori de nedescris. În viață ne regăsim mereu într-una din următoarele aspecte ale credinței. Credința frământată. Ca și atunci când ești în apa adâncă și înoți cu disperare. Valurile sunt mari și simți că puterile scad cu fiecare minut.
unii dintre noi s-ar putea să ne găsim într-o astfel de etapă a vieții, în care valorile sunt mari, ești la capătul puterilor. Ai o credință, ta credința ta este frământată. Habacuc îți spune, continuă să înnoți. Domnul este tăria ta. El va da tărie mâinilor tale și te va face să ajungi la marginea bărcii. Alții ne regăsim într-un alt stadiu. Credința agățată. Ca și atunci când ești agățat pe marginea bărcii în apă, tremurând de frig, dar cumva ai totuși de ce să te agăți. Ești cu mâna pe marginea bărcii. Credința ta este agățată, dar totuși ți-e frig. Plutești doar. Tremur tot în apa rece. Mesajul lui Habacuc îți spune, ține-te bine, nu te lăsa. El te va lua în barcă cu totul curând. Cel neprihănit va trăi dacă se ține de Dumnezeu. Alții dintre noi s-ar putea să fim în acea etapă a credinței odihnite, ca și atunci când te afli în barcă, în siguranță. Dacă asta este cazul tău, Habacuc îți spune, stai cu mintea acolo și nu mișca barca printr-o trăire irreverențioasă. Eventual, întinde-te peste marginea bărcii și ajută-l pe cel care se ține de ea. Concluzia prorociei lui Habacuc. Când perplexitatea, durerile, necazurile îți vor da târcoale, cinstește-l pe Dumnezeu și El te va cinsti. Aceasta înseamnă credință. Agață-te de El și El va sta cu tine. Același Eric Liddell era deja la Olimpiada de la Paris. Avea șanse la medalie, la cursa de 100 de metri, viteză. Numai că cursa de 100 de metri era fix duminica. Și el avea un principiu. Duminica este pentru Dumnezeu. Duminica nu alerg. Vă dați seama ce valuri a stârnit decizia lui când și-a anunțat echipa și țara. Cursa de 100 de metri este duminica. Principiile mele îmi spun, duminica eu nu alerg. Deci nu voi alerga. Presiunile au fost uriașe. Unii au spus, dedică cursa lui Dumnezeu și alergi. Alții au spus, ești un trădător de țară, nu poți să faci una ca asta țării tale. El a spus, principiile mele sunt principiile mele. Duminica este pentru închinare. Eu nu alerg, erau principiile lui. Și era drept principiilor lui. Eric Liddell rămâne pe poziție în ciuda mass mediei care îl critica în fel și chip. Începe să se antreneze pentru cursa de 400 de metri, care nu era duminica. Șansele lui erau practic nule la această cursă. Nu poți recupera câțiva ani de lipsă de antrenament în câteva zile. Avea o viteză extraordinară, dar era vorba de 400 de metri, nu de 100 de metri. În ziua de duminică, când avea loc cursa de 100 de metri, Eric Liddell se afla într-o bisericuță din Paris, la închinare. La calificările pentru cursa de 400 de metri, a scos timp obișnuiți, dar s-a calificat. Urma finala la 400 de metri. Eric Liddell era deja la bloc start, când primește un bilețel de la unul din masării echipei americane. Liddell deschide bilețelul și acolo citește niște cuvinte impresionante. Citez. În vechea mea carte Biblia, îi scrie americanul, în vechea mea carte Biblia scrie, voi cinsti pe cine mă cinstește.
mult succes. Am încheiat citatul. Când pistolul a dat startul, Eric a pornit în zbor. Nu numai că a câștigat cursa de 400 de metri, dar a stabilit și un nou record mondial, 47,6 secunde. Când perplexitatea, durerile, necazurile îmi vor da târcoale, eu tot mă voi bucura de Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Voi cinsti pe cel ce mă cinstește. Cel neprihănit va trăi prin credința lui.